Bună ziua, bine v-am găsit la șifonierul Whisky. Ne întoarcem la review-urile normale. Am terminat cu perioada sărbătorilor. Bine, asta e pe 1 ianuarie, tras clipul dimineață, că eu așa îmi fac revelionul, adică dormind. Bine, deși n-am dormit noaptea asta din alte motive. Mergem în continuare cu Tomaten. Două episoade, Tomaten de 14 și Tomaten de 18. Am făcut acea pauză cu Otilia de sărbători, două episoade. Astăzi Tomaten 14 podcasts. Și vă spun de pe acum că episodul de astăzi și episodul de data viitoare, deci următoarele episoade, vor fi lungi. Ăsta cred că va avea o oră și 20 de minute, o oră și un sfert, o oră și 20, iar celălalt în jurul unei ore. Pentru că v-am avertizat că sunt episoade lungi pentru că avem acele segmente pe care eu le numesc burți cu mine la monitor. Atunci când am vorbit despre Kubokan, au fost doar 10 expresii la celălalt brand de la Tomaten, brandul Light Peated, și le-am spus din memorie. Aici expresiile pe care distileria le comercializează în momentul ăsta sau care se găsesc în Europa, în momentul ăsta sunt la 30 și ceva. Și trebuie să fiu la monitor. Segmentul a fost tras zilele trecute și vă spun că segmentul, adică burta, va avea vreo 54 de minute, plus cu ce vorbesc eu înainte și analiză, ajungem la o oră și 20 de minute. Iar vă întrebați acum, dar de ce episodul de data viitoare la Tomaten de 18 ani va fi și ăla lung, că ai terminat burta? Nu, voi avea o altă burtă, un alt segment, pentru că site-ul celor de la Tomaten este excelent făcut, cu informații cât cuprinde și foarte bine făcut din punct de vedere estetic, și sunt trecute și expresiile din arhivă, adică scoase din continuitate sau ediții limitate scoase acum 10-15 ani, care nu se mai găsesc decât la piața secundară, la așa numiții investitori. Lor le place să se numească investitori, ați înțeles, în ghilimele, investitori. Nu le spunem speculanți sau obișnițari, că se supără, investitori. Și le dau la de 2-3 ori sau nu știu cât prețul. Să văd eu de unde fac rost de prețuri, că na, sunt expresii scoase din continuitate. Mă interesez eu pe net. Burta aia încă n-am tras-o. Deci, destul de lungi, eu le consider segmentele astea la monitor foarte educative, zic eu. Că mulți o să ziceți, ce mă interesează că la noi nu se găsesc decât 7-8 expresii sau 9 expresii Tomaten. Tu îmi vorbești de 30 și ceva astăzi. Ce mă interesează expresiile de data viitoare scoase din continuitate? Nu, mă, expresiile astea sunt să vă familiarizați cu prețurile și să învățați să cunoașteți, să catalogați un whisky după caracteristicile sale, da, maturării, volum alcoolic și multe alte lucruri. Ediții limitate, număr de sticle, single cask, cask strength și multe alte lucruri. O să vedeți Și vorba aia, sunt și unii care poate consideră că emisiunile astea sunt prea lungi. Băi, din câte știu eu, chiar astăzi m-am uitat în fișa tehnică, am văzut că 80 și ceva la sută, 99% din public este masculin care se uită la noi. Și vreo 80 și ceva la sută din public, 80, aproape 87, 88, spre 90, este trecut de 35 de ani. Deci a trăit și înainte de epoca internetului, nu? Și atunci voi ăștia, trecuți de 35, 40 de ani, care sunteți majoritatea publicului, care se uită la noi, deci trecuți de 35-40, mă, voi ați trăit și în anii 90, adică vouă vă plăcea când urmăreați un film de 3 ore, 3 ore jumate, gen Nașul 2 sau Nașul 1, la ProTV
Și începea la 10 și se termina, filmul ținea 3 ore jumate, dar de fapt el se termina la 3 dimineața, 3 și jumătate dimineața. Așa erau, mult? Da, pe, erau reclame la 40 de minute, 10 minute reclame, 5 minute promuri și aceleași promuri tâmpite. Acolo nu vă mai plângeați de lungime, cu 30-40% adăugat din timp reclamele. Dar acum când, dacă erați din ăștia millennials, millennial din ăștia, înțelegeam. Sunt și ăștia 13%, care, 10% care ne urmăresc. Poate ăștia se plâng. Dar acum când aveți totul la bot, dintr-o simplă clicuire, bă frate, pune stop, urmăriți 10-15 minute, 10-15 minute, 10-15 minute și așa eu las pauză 4-5 zile între episoade. Nu trebuie să urmăriți decât 15 minute înainte de culcare. Dacă doriți să... Da, poate sunteți unii care... Ce-mi spune, care ziceți, ce-mi spune mă papagalul ăsta, nu pot să citesc și eu de pe site, ce-mi vorbește el mie de tralala și nu știu ce. Foarte bine, săriți peste burtă și mergeți direct la Miros Finis și de-aia e YouTube-ul. Puteți să săriți în față, nu vă mai plângeți, mă, că sunteți într-o epocă în care vă plângeți cu toții, mă, din orice. În fine, hai că deream. Acum, miniatura. Miniatura asta este, inițial am primit-o de la Cristian Milescu, o cunoștință cu care mă conversez, o cunoștință pe Facebook virtuală cu care mă conversez eu periodic când vine vorba de whisky și de prețuri. Am făcut clipul și a existat decalaj de sunet pentru că Otilia l-a tras cu telefonul și când tragi cu telefonul există șanse foarte mari să existe decalaj de sunet. Nu l-a tras cu aparatul. Și normal că m-am umplut de nervi pentru că miniatura mi s-a dus. Am zis, e păcat, am o burtă de 54 de minute. Pentru ce m-am spetit eu atâta oră și un sfert, o oră și 20 să vorbesc? Nu pot să dau 240-250 de lei pe un tomatăn de 14 ani pork casks. Nu merită. Nu merită, normal că merită, dar nu avem bani. Suntem în perioada sărbătorilor, nu mai avem bani, da? Știți cum e de sărbători. Și am zis, ce fac? Cam folosim miniatura. Asta e avantajul și dezavantajul miniaturilor. Avem 75 de miniaturi în casă. Avantajul, așa multă? Da. Avantajul este că sunt sigilate, alea cumpărate, originale, sau astea la alte le puneți scotch și puteți să faceți review peste 3 ani. Sau puteți să le gustați peste 3 ani, în cazul vostru, în cazul meu să fac review. Ăsta e avantajul. Dezavantajul este că odată ce ai făcut review și ți-au ieșit probleme tehnice, caput. Nu mai poți să... De unde mai faci rost de alt? Și de altă miniatură. Și ca de obicei, cine este cel care ne scoate... Ne scoate din rahat turcesc de atâtea ori. Claudiu Bodolan, el avea o sticlă, are multe sticle în casă și a început o sticlă pentru noi de tomată de 14 ani. Am avut noroc că a avut sticla în casă. Și ne-a ajutat și de data asta. Aceeași expresie, știi că e la matură. Da, stai că discută acum, Deci îți mulțumim, Cristian, pentru schimb și îți mulțumim, Claudiu, că ne-ai salvat... ne-ai salvat la greu. Miniatura cu Cristian făcusem schimbul de mai de mult timp, dinainte ca Rifco Trading să obțină contract de exclusivitate cu tomate. Înțelegeți voi? Și de asta, dacă tot o aveam în casă, am zis că ar fi păcat să nu o expun. Ăsta e și motivul cu care mă vedeți cu două pahare. Sunt cu două pahare, pentru că la miniaturi v-ați obișnuit să fiu singur, pentru că o miniatură are 50 de mililitri. Beau atâta înainte și îmi iau notițele, 20 de mililitri, 25, și apoi celelalte cu notițele expun băutura și o analizez. Dar având în vedere că am băut încă 50 de mililitri și mi-am luat notițele deja, am zis de ce să-mi vină și Otilia. Că nu mai am nevoie de aia 20 de mililitri, că deja știu gustul, fiind tomată de 14 ani și mirosul. Deja știu caracteristicile. Ok. Acum.
Pe tomată vechi, sticla veche, aia urâtă, ca o sticlă de vin, scria tomată în pour cask finish. Și avea un finish cam de un an jumate spre 2 ani în butoaie de Porto și maturare ex-bourbon. De când i-au schimbat ambalajul, nu mai știu exact, 2016 sau 2017, 2017, pe sticlă, o să vedeți, pune Otilia o poză între timp, scrie numai podcasts. Și sunteți tentați să credeți că toată maturarea, exact cum scrie pe cutie și pe sticlă, este în Tony Port Casks. Tony Port fiind un stil de vin fortificat, așa s-ar traduce, fortified wine. Fortificat se numește vinul respectiv Porto, vinurile se numesc Porto, Sherry, Madeira și toate soiurile astea pentru că au 20%, 22 chiar. 21, 19, 18 se adaugă și brandy în ele. Înțelegi? Da, pentru că ele când erau transportate pe vremuri nu țineau volum mic de alcool. Și pentru asta. Și sunt în general acele vinuri foarte dulci. Și Tony Port, Ruby Port, Wine Port, sunt nu știu câte, sunt vreo 5 stiluri de vin Porto, nu mă pricep. Ce vreau să spun, 46% nefiltrat la rece, culoare naturală. Deci tot ce își dorește un iubitor de whisky. Dar nu fiți tentați să credeți că maturarea este totală în Porto. Intrați pe site, intrați pe site-ul distileriei și căutați expresia tomate în 14. Și o să vedeți că este un amestec de ex-bourbon și butoaie Tony Ports. E adevărat, poate fiind un single malt foarte desertos, e adevărat, grosul cred că în acel amestec de ex-bourbon și Tony Ports este de Porto, da? De butoaie Tony Ports. Iar bourbonul, ex-bourbonul fiind în minoritate, nu mai este trecut. Doar așa, ca să atragă lumea. Dar, na, se e acolo pus de balast pentru echilibru, să nu devină prea dulce. Hai să vorbim puțin... Porto, știți, acel vin dulce. Am avut și noi în casă un Porto de 10 ani. Și unul simplu. Da, și am stat o săptămână cu el să-l beau, pentru că îl beam când simțeam nevoia de dulce. Nu pot să bei așa ceva decât... Când zici, hai să nu mai mănânc amar. Nu știu, mie ăla de 10 ani mi s-a părut extrem de greu de băut. Da, e prea dulce. În schimb, știi că am adus eu Marsala odată. M-a dus da, de la Pitești. Da, ăla nu e atât de dulce. Ăla e din Sicilia. Ăla am putut bea ușor. Da. E prea leșios și când voiam să iau o bucată de ciocolată sau de amandină... Îți spuneai un pic pahar, de... Un pahar și nu mai refuzam ciocolata și beam sau amandina și sau chec ce simțeam nevoia de dulce și... În fine, asta e cu mine. Îmi place foarte mult whisky-ul, nu-mi plac vinurile, trebuie să recunosc chestia asta. Asta nu înseamnă că nu-mi plac maturările malțului sau maturările de cereală în butoaie care a fost așa ceva înainte, pentru că adaugă originalitate, adaugă arome în plus, nuanțe. Da? Am spus că eu am o problemă cu strugurii și cu distilatele din fructe. Ați înțeles, da? Ok. Ni se spune că butoaiele de Tony Ports au fost folosite timp de jumătate de secol până să intre tomatenul de 14 ani în ele, să intre distilatul de tomaten. Jumătate de secol în sensul că au fost, cred că, mai gaz de butoaiele la mai multe butoaie Tony Ports. 2, 3, unul fi stat 10, altul 20, altul încă 20, înțelegeți? Și apoi urmează tomatenul nostru timp de 14 ani, de 64 de ani au fost utilizate acele butoaie, o viață de om, făcute în anii 50-60. Cei care dețin cramele sau crame, podgorile, estate-urile, nici nu știu cum să le spun că nu mă pricep, Symington Family Estate, și vă întrebați cum adică
Altodoro este zona unde se cultivă și se cultivă strugurii ăștia și se face vinul Porto în nordul Portugaliei. Și mă întrebați, Simington e un nume anglosaxon, nu trebuia să fie un nume portughez sau... pe la 1880-1890 un scoțian a venit și a luat podgorile alea și s-a ocupat. Britanicii, în general, sunt foarte mari iubitori de sherry-uri, de Madeira, de Porto, de vinuri din astea dulci și tari, înțelegeți? De foarte mult timp. În ultimul timp mai puțin, dar dacă urmăriți filme din anii 70-80, o să vedeți cât de mult apare genul ăsta de vinuri în filmele britanice. Ai văzut Whitney Lenai, nu? Da. Cu Sherry. Sherry în sus, Sherry în jos. Cam atâta, nu știu dacă... Hai, sau în The Hustler. Tipa la masă a cerut un Sherry. Am zis britanică, ăla-i film american. Ah, scuze. Poți să specifici și americane. Da, nu, Sherry-urile și Porto-urile... și Madeira aveau o mare popularitate în anii 60-70. Cam peste tot, nu doar în Europa. Da, nu, în Marea Britanie. În Marea Britanie și Statele Unite, dar mai ales în Marea Britanie. Britanicii erau obsedați de dulcengăriile astea. Cam atâta. Urmăriți... nu știu dacă mai aveam ceva de spus. Am spus de regiunea Altodoro, Râul Douro. Cam atâta. Vedeți burta și ne vedem la gust, finish și miros. Am zis că ne vedem la burtă când trec prin expresiile lor. Ăsta e site-ul oficial al distileriei, un site foarte bine pus la punct. Astăzi voi trece prin Core Range, Limited Editions, Travel Retail. În archive nu o să intru, în astea de arhivă, pentru că sunt ediții care nu se mai produc la distilerie, nu se mai comercializează la distilerie, ori sunt scoase din continuitate, ori sunt ediții limitate care au apărut acum 10-15 ani și se găsesc la piața secundară. Nicio problemă, o să trec în episodul următor prin ele, dar am lungit emisiunea prea mult, îmi face o burtă de peste o oră și așa... Ne lungim cu burțile astea, dar v-am spus să fac emisiunile cum îmi doresc eu. Așa că data viitoare o să intru prin astea din arhivă și o să mai intru prin edițiile cu exclusivitate de la distilerie, adică pe care le puteți cumpăra doar de la distilerie și chestiile alea super scumpe cu decantoare. Hai, îndeajuns, mergem în Core Range. Legacy Entry level-ul lor nu mai discut despre el pentru că am făcut review la noi pe canal, știți foarte bine ce e cu el. Tomaten de 12 ani. Tomatenul de 12 ani este următorul ca preț, ca nivel. 12 ani bourbon și sherry, bănuiesc că second fill sherry, second fill bourbon, pentru că folosesc culoare pentru această expresie și am impresia că e și filtrată la rece, că e la 43%, dar prețul este rezonabil pentru așa ceva, 140-150 de lei, deci ce n-aveți ce să cereți mai mult. Apoi următoarea ca preț merge Cask Strength-ul, tot așa bourbon și sherry. Nu știu dacă are culoare, cred că și asta are culoare, nu ni se spune second fill sau first fill, nu ni se spune doar bourbon și sherry. Ediție care apare în batch-uri la 50, ultimul batch 57,5% alcool, nefiltrat la rece, undeva la 190 de lei la noi, până în 200 de lei, 190 de lei, am văzut-o și la 180 de lei. Deci ceva, un preț rezonabil, zic eu. De expresiile 14 și 18 ani nu discut pentru că ăsta de 14 l-analizăm astăzi, iar ăla de 18 ani data viitoare. Apoi mergem la chestii mai scumpe. Tomatenul de 30 de ani, asta e poza cu el, hai să vă arăt și o poză de la mine din calculator cu cutia, să vedeți dacă are o cutie din aia, cum le au astea bătrâne, știți? Investesc în marketing, da, frumoasă cutia, n-am ce să zic.
dau câteva date despre ăsta de 30 de ani. Ni se spune că este o combinație de ex-bourbon și traditional oak casks. Ăsta este ultimul batch, batch-ul 4. Ce însemna... Bine, ex-bourbon îmi dau seama ce înseamnă. Cred că sunt mai mult ca sigur butoaie second fill de bourbon, pentru că butoaiele de bourbon sunt destul de mici, 180-200 de litri și nu-ți permis să lași 30 de ani în ele dacă sunt first fill, pentru că îți devine whisky stejeros taninic. Dar cred că sunt second fill, da? Iar traditional oak casks, nu mai știu ce înseamnă, am observat chestia asta la mai multe distilerii, când amestecă mai multe tipuri de butoaie, eu știu, ex-bourbon, ex-Tennessee, că vedeți când auziți American Oak, deja vă gândiți la, că știți că Jack Daniel's sau George Dickel, ni se spune că sunt Tennessee whisky și nu poți să le spui ex-bourbon. Deci ex-bourbon, ex-Tennessee, poate virgin oak, poate European Virgin Oak, nu mai e știu. Prețul. 4-6% alcool nefiltrat și necolorat. Prețul undeva la 370, 380, 390 de euro. Mi se pare un preț rezonabil pentru așa ceva. Hai să mergem la cel de 36 de ani, cel mai bătrân din Core Range. Avem o poză cu sticla mare, ambalajul, un ambalaj foarte frumos, dar sticla e același, dar numai că e mai așa, mai popoțonată un pic. Foarte frumos ambalaj. Hai să vedem și cu cei cu cel de 36 de ani. Cel de 36 de ani, aici scrie batch-ul 6, site-ul este neactualizat, cred că de ceva timp. Între timp au mai apărut două batch-uri, 7 și 8. 4-6% alcool, o combinație de bourbon și oloroso baț. Bănuiesc că mai mult ca sigur... ni se spune aici, maturat, bourbon barrels. Mai mult ca sigur că butoaiele de bourbon sunt second fill, că na, 36 e o vârstă foarte înaintată și ai nevoie de second fill. Oloroso bats pot fi butoaiele și first fill bats, pentru că poți lăsa baturi de oloroso de 500 de litri, pentru că maturarea este mai lentă, contactul whisky-ului fiind mai scăzut cu lemnul. Mai ales și în combinație cu ceva second fill, nu e problemă să folosești first fill oloroso bats. Prețul undeva la 760-780 până la 800 de euro, iar un preț, zic eu, nici mare, nici mic pentru ceva de 36 de ani. Eu zic că nu este foarte mare prețul. Foarte mare. Este normal, este decent, rezonabil. Dar nu pot să spun nici că e foarte mic, dar nici că e foarte mare. Am terminat cu Core Range-ul, mergem în Limited Editions. Hai să începem cu ăsta exclusiv pentru UK, că așa sunt foarte mulți români în Marea Britanie. Poate ne urmărește careva, că am văzut că ne mai urmărește cineva și din afară, ne mai urmărește și lumea din afara țării. Avem aici Fino, o ediție limitată. Ni se spune distilat în 2006 și îmbuteliat în 2009, 13 ani, 4-6%, nefiltrat la rece, văd că nu se spune... Cred că are și... ni se spune non-chill filter și natural color. Și maturarea, 9 ani în butoaie de ex-bourbon, mai mult ca sigur că first fill ex-bourbon, cu 4 ani după care se scoate sucul și se bagă în două butoaie, în care a stat sherry-ul Fino. Sherry-ul Fino este un sherry foarte uscat, e un sherry mai scump, în comparație cu celelalte sherry-uri din regiunea Jerez, din orașul Jerez din Spania, din zona aceea. Și na, butoaie mai rare, de aici o să fie și un preț un pic mai mare, nu e exagerat de mare, dar totuși e o ediție limitată la doar 1691 de sticle. Și aia 4 ani contează de maturare în Fino Sherry.
Da, uite așa arată, ăsta este un tip de strugure palomino, ăsta este solul albariza, sper că am pronunțat corect, că nu mă pricep la spaniolă, și cam 80 de lire prețul, deci ar veni la noi undeva la 470 de lei, un preț destul de piperat, pentru, dar v-am spus, e ediție limitată și cu cât ne îndepărtăm de anul 2019, cu atât când a apărut, cu atât o să rămână mai puține sticle din această ediție și o să crească prețul. Nu o să crească foarte mult, dar o să crească pe viitor. Apoi, în zona edițiilor limitate, urmează tomatenul Decades, care costă Decades 2, care costă în jurul a 210 euro. 220, 200 fără 200 de euro, nu-l luați. Și vă întrebați de ce ați da 1000 de lei sau 1100 de lei pe ceva care este non-age? Nu vedeți niciun an trecut. De ce așa scump pentru ceva non-age? Mi se spune, uitați, scrie și pe sticlă non-chill filter natural color. Și o să vă spun de ce... Mamă, ce mă enervează. Și o să vă spun de ce este așa scump. Cum spune și numele, decade. Și este un amestec de whisky-uri distilate în 5 decade, anii 70, 80, 90, 2000 și 2010. Și vi se spune aici ce aveți. Deci aveți, este o combinație de single malt-uri vârste între 6 și 46 de ani. Deci aveți chestii de 40 ceva, de 30 ceva și vă spun acum. Prima decadă, anii 70, ne se spune Refill Bourbon Hogsheads. V-am mai spus ce înseamnă hogshead de bourbon, dezasamblat butoiul în care a fost bourbonul trimis în Scoția, asamblat la 250 de litri, 250 de litri cu doage în plus pentru a se realiza maturarea. Mai lent stă un alt single malt scotch first fill, da? Și apoi devine refill când vine tomatenul nostru. Toate astea, deci prima decadă prezent amestecat aici, 1973, 1975, 1977. Deci avem aici single malt-uri de 46, 44 și 42 de ani, deci foarte bătrâne. Apoi a doua decadă, anii 80, este reprezentată din ceva first fill oloroso finish, BATS. Deci ceva distilat în 1988, deci un single malt de 31 de ani, bănuiesc cu maturare în ex-bourbon second fill și cu vreun finish de 4-5 ani, în tăia 31 de ani, în baturi de 500 de litri de oloroso first fill, da? Pentru a da cât mai multă culoare și aromă. Apoi mergem cu decada anilor 90, ni se spune first fill bourbon barrels distilled în 1995, asta înseamnă, am uitat să spun, asta a apărut în 2019. Deci asta înseamnă că ăsta care reprezintă decada anilor 90 are 24 de ani în first fill bourbon barrels. Cred că este un single malt destul de sec și destul de stejeros, pentru că 24 de ani e o vârstă destul de avansată în ceva first fill de 200 de litri folosit doar de bourbon înainte, s-ar putea să lase stejerime. Dar în combinație cu celelalte se duce din stejerime, adică se face amestecul, de aia există master blenderul. Apoi decada anilor 2000, reprezentată de două single malturi, unul distilat în 2000 și altul distilat în 2009, deci single malt de 19 și de 10 ani, ni se spune Richard Verdejo Wine Barrels, adică butoaie de vin Verdejo. Verdejo este un vin spaniol, dar poate fi făcut și în Franța. Este făcut și în Franța, este cultivat soiul ăsta de strugure sau ce naibii este și în Franța și făcut din stejar francez Richard. Bănuiesc că a stat vinul în butoi, nu știu, prea mult, ori fi fost prea uzate și Richard în sensul că, na, să le dea o tentă mai caramelizată, să zicem. Da, uitați, e o maturare interesantă în butoaie. Nu multă lume a auzit de acest vin. De multe vinuri eu habar nu am. Eu doar din whisky aud de ele. Din maturările astea.
Deci 19 și 10 ani și decada 2010 reprezentată de ceva distilat în 2013, deci un single malt tânăr de doar 6 ani cu maturare în second fill French oak barrels. Nu ni se spune ce a fost inițial în acele French oak barrels, o fi fost mai multe tipuri de vin francez, o fi fost coniac, apoi trimis în Scoția, stă un single malt și urmează single maltul nostru de 6 ani, single maltul nostru de 6 ani. Uitați cum arată sticla pe dinăuntru, ambalajul, vi se dau toate datele astea foarte frumos, exact ce v-am zis eu mai devreme, vi se expun foarte frumos. Aici observați o chestie, scrie I want to know the recipe, în sensul că puteți trimite un mail la distilerie să vă spune exact cât la sută, n-au făcut publică, dar vezi domne, să vă spune exact cât la sută de 46, de 44, de 42, de 31, de 24, de 19, de 10 sau de 6 sunt înăuntru. Eu am trimis înăuntru, în amestec. Bănuiesc că vă dați seama că de 6, 10, 19 și poate 24 sunt grosul. E grosul, cum s-ar spune, amestecului. Aș fi fost curios, am trimis mail-ul acum 6 zile, dacă nu mă înșel 5 zile, n-am primit nici până acum un răspuns. M-am uitat pe mail-ul meu zilnic, ar fi fost frumos să vă spun procentajul, cât la 146, 44, nu știu, poate... Poate zilele următoare. Da, poate. La următoarea... Nu știu, n-am mai avut răbdare să aștept și am zis, nu stau aici, au trecut 5-6 zile... Na, poate cu altă ocazie, îmi trimit poate peste o lună, peste două luni când mă bag în seamă, dar atunci e prea târziu. Da, na, o să vă spun așa. Hai să mergem cu următoarea. Asta e tot o ediție limitată, 2009, deci distilat în 2009, are 9 ani, din nou, în 10 ani are toată expresia, e la 46% și nefiltrată și culoare naturală. E o expresie care a apărut în 7200 de sticle, deci nu e chiar așa limitată. Și 9 ani în traditional oak, iar mă nebunesc cu traditional oak, spuneți-mă frate ce aveți acolo, nu mai spuneți traditional oak. Și un finish de un an în butoi de rom din Caraibe, bănuiesc că a fost în acel butoi bourbonul, sau nu știu dacă o fi fost deja din prima romul băgat în butoi virgin și apoi să se realizeze finish-ul în ele, sau o fi fost bourbonul, o fi fost romul și ar fi, da, nu știu ce să zic, că nu ni se dau date. Finish în butoi în care a fost rom din Caraibe timp de un an. E o sticlă scumpă undeva la 55 de euro, totuși sunt 10 ani și nu e chiar așa limitată, 7200 de sticle. Mergem mai departe cu 2006 Amontillado Sherry, tot 46% nefiltrat, necolorat, iar o ediție limitată, asta e un pic mai limitată, 5400 de sticle, scrie 2006, are 12 ani, 9 ani din nou în traditional, și 3 ani în butoaie în care a fost sherry-ul Amontillado, deci nu prea l-aș numi eu finish în Amontillado, pentru că cam 25% din întreaga maturare este în sherry-ul Amontillado, deci o putem numi o a doua maturare, costă cam 60-65 de euro, nu mi se pare mult, pentru că până la urmă, dar nu mi se pare nici puțin, până la urmă e o ediție limitată. Mergem cu gama 5 Virtues, sunt 5 expresii în această gamă, sunt toate non-age și toate la 6000 de sticle, toate la 46% și nefiltrate la rece, de culoare nu ni se spune, s-ar putea să aibă ceva culoare, e vorba de o artistă, o pictoriță, Eva Eldrich sau cum o cheamă, Eldrich. N-am înțeles care e legătura ei cu această gamă și
poate designul sau nu îmi dau seama care e legătura, nici nu m-a interesat, sincer să fiu, pe mine mă interesează whisky-ul. Dar știți cum e acum, e la modă să scoateți tot felul de expresii cu nume, wood, fire, earth, metal, water, elemente și chestii de genul ăsta și tu te prezinți non-age. Dar hai să vedem ce e cu ele, că nu au prețuri exagerate comparativ cu alte expresii de la distilerii mai căutate de colecționari. Înțelegeți? Hai să mergem cu expresia wood. Asta bănuiesc că se numește wood pentru că se folosesc trei tipuri de stejar, French, American și Hungarian oak. V-am spus, toate sunt la 6.000 de sticle și la 4-6 nefiltrate, culoare nu știu dacă au. America, French, da, nu știm, nu ni se spune ce a fost înainte, ce vin, ce coniac. American, nu știm ce ex-bourbon, ce Tennessee whiskey, ce rai o fi fost. La Hungarian oak bănuim că a fost vinul maghiar Tokaj, da, al vecinilor noștri. Udul costă cam 70 de euro, un preț, nu pot să spun mic, e cam piperat pentru ceva la doar 4-6% și non-age, dar na, ideea asta cu Hungarian oak, da, butoaie mai rare de vin Tokaj. Hai să mergem cu fire, heavily charred oak, nu ni se spune ce a stat înainte, ni se spune doar că este puternic carbonizat. Butoiul poate are culoare naturală, poate carbonizarea lemnului să dea culoarea asta. 46% costă cam 60 de euro. Sincer, nu știu de ce aș da eu 300 de lei pe așa ceva. Nu zic nimic. Nu e mare prețul, dar nu e nici mic. Earth Edition, da, deci Wood Fire, acum Earth. Ăsta este Refill Hogshead Oak, ni se spune clar Refill Hogshead Oak, bănuiesc că Refill Hogshead de Bourbon, v-am spus mai devreme ce înseamnă Refill Hogshead de Bourbon. 6.000 de sticle, 4-6%. Ăsta este pitted. Este pitted din toată gama asta, expresia asta este pitted. Având în vedere că ei fac cu boucanul sau cu boucanul, cum vreți să-i spuneți, cu boucanul, doar iarna este distilat și în celelalte perioade ale anului ei fac numai tomatăn, care este unpitted total, cred că aici avem mai mult ca sigur new make de cu bocan, da? Deci fără discuție. Da, trecut ca să facă puțină varietate, puțină diversitate în această gamă cu ceva light pitted sau pitted. Metal. Am uitat să spun cât costă ăsta. Costă cam 55 de euro. Prețul ăsta e rezonabil, zic eu, dar totuși așa mare pentru ceva non-age, destul de mărit cel. Bine, la wood am înțeles că folosesc lemne, la tot felul de stejar american, francez, maghiar. La fire am înțeles că se numește fire pentru că este carbonizat. La earth am înțeles că n-a malt pitted, single malt pitted, legătura cu turba, cu pământul. La metal, aici nu mai înțeleg. Doar cutia, că e mai gri, așa. Că folosesc bourbon barrels, aici nu înțeleg. Or fi, cred că sunt first fill, or fi second fill, n-avem de unde să știm. Culoarea, nu știu, știe. Da, culoarea destul de deschisă. Undeva la 50 de euro este cea mai ieftină din întreaga gamă Virtues. Da, nu știu de ce aș da 250 de lei pe așa ceva. Poate aș vrea mai multe, doar că sunt 6.000 de sticle. Aș vrea mai multe date, totuși aș vrea mai multe date de banii aia. Dar vreau o maturare inedită sau vreau un număr de ani mai mare sau vreau un volum alcoolic mai mare, nu știu. Că sunt doar 6.000 de sticle, pe mine nu mă încântă. Dar la asta doar fix 6.000 de sticle la fiecare ediție? Da, 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 water. Water, iar nu înțeleg de ce se... astea sunt că poate și-a scris numele artistei ălea, Eva Ulrich, ea cred că face designul pentru
pentru cutii. Da, și se leagă probabil de cele 5 elemente. Da, da, da. Și cred că ea face design-ul și de pictori. Da, da, ce să dau eu pe ăsta? De ce aș da eu 55 de euro, un sherry butt și un bourbon barrel? Nici nu se spune first fill, nici nu se spune second fill. 46% și nici măcar o idee de număr de ani. Doar că 6.000 de sticle. Băi, vorba asta aia. Asta nu-ți poți da seama din gust dacă e first fill sau dacă e refill. Ba da, poți da seama. Vezi? Normal, dar trebuie să le cumpăr înainte. Vreau informații ca să știu de ce dau banii ăia, da? Ca să știu. Așa sunt mai scumpe că se asociază cu numele artistei ălea. Bănuiesc că o avea vreo notorietate în lumea artiștilor, pictorilor. Eu sunt habarnist la așa ceva. Și na, trebuie să-și ia și ea banii că face design-ul, nu? Și de atunci cost de producție mai mare, că trebuie să-i plătești salariul ei și salariul, venitul ce pentru munca ei, pentru design, pentru proprietatea, că până la urmă e dreptul, și asta se reflectă în whisky, dar în costul whisky-ului, dar nu știu dar neapărat dacă e bun. Dacă e bun, dacă toate sunt bune, că nu există single malt. Poate vor ajunge și la noi în țară. Că nu e single malt, nu că e vorba de aici, că nu e single malt, prosta, e liniștită, dar nu știu dacă din strict merită banii. Eu plătesc. Păi, se pare că Glenmorangie Detail of Cake merită banii ăia. Mai e și sticla. N-am gustat, deci nu pot să... Da, dar sticla aia arată grotesc, sincer îți spun. Okay. Mergem în French Collection, da? Connection? Da, French Connection e unul din filmele mele favorite. French Collection... Poate fi și Connection între ele. Sunt patru exemplare, după cum spune și numele, au legătură cu Franța, toate au finish în licor din Franța, licor franțuzești, să-i spunem așa. Și aici începem cu prima. E interesant, toate sunt la 12 ani, se spune clar aici un număr de ani, deci știu ce cumpăr. 46% nefiltrate la rece, necolorate și ni se dau și foarte multe date. Montbazillac este o comună din sud-vestul Franței, din regiunea, din comitat, cum vreți să o luați, departamentul Dordogne. Și e regiune, cum se spune, de aia cu origini controlate pentru vinul lor, înțelegi tu? E un vin alb dulce. Și bine, Franța e plină de tot felul de băuturi. Patentate vinuri. Da, cu origine controlată. Știi cum e la vin? Păi Franța e plină de vinuri și de licori, toate controlate și care nu mai pot fi produse altundeva. Dar ni se spune foarte clar, distilat în 2008 și băgat în 2017 în butoaie în care a fost acest vin, Montbazillac, da? 3 ani în butoaie de acest vin. 3 ani din 12 ani este practic o a doua maturare. Este 25% din întreaga maturare, nu prea se mai poate numi finish. 65 de lire, toate sunt la 65 de lire, asta ar veni la noi la cât? Ar veni la 380-390 de lei. Un preț măricel, dar nu știu dacă vedeți voi maturări în Montbazillac pe toate drumurile, unul la mână și sunt 12 ani, 46% și da, ideea de exotic. Chestiile astea le plătești că nu sunt peste tot butoaie de Montbazillac. Sauternes. Ăsta știți, tot acel vin francez alb, tot așa ni se spune, 12 ani, 46%, am impresia că sunt și astea limitate la 6.000 de sticle, ni se spune clar nefiltrat la rece, culoare naturală, tot și ăsta 3 ani, a doua maturare în butoaie de Sauternes, deci nu prea îl numesc finish. Rif Salt este iar un vin cu origine controlată. Rif Salt iar este un sătuc, o comună în sudul Franței, de data asta mult mai în sud, aproape de granița cu Spania, în regiunea Languedoc. Tot are și ăsta 3 ani în butoaie în care a stat acel vin Rif Salt, 9 ani bănuiesc că în ex-bourbon, deci din 12 ani iar se poate numi o a doua maturare cu 3 ani, așa, tot 65 de lire. Și terminăm cu
finish-ul în coniac. De data asta finish-ul ni se spune aici că este de 2 ani, deci la 12 ani, 2 ani poate, se poate numi finish, dar la 3 ani deja ai o a doua maturare. Tot așa nefiltrat, culoare naturală și tot cam la 65 de lire. Mai mergem cu 65 de lire, tot aici în zona, băi, în zona asta, cu la limited edition avem iar Strathdern Community Distillery Exclusive. Ăsta deci este distilat, pardon, este single malt exclusiv de la distilerie, deci îl puteți cumpăra numai de pe site-ul ăsta sau dacă vă duceți și vizitați distileria. E o ediție limitată în doar 266 de sticle, este un single cask cask strength, 58% alcool, are 12 ani, deci 12 ani cask strength, 58%, și ni se spune că are o maturare într-un butoi de first fill Caribbean rum. Deci a fost romul în butoi virgin înainte și apoi urmează tomatenul nostru pentru comunitatea Strathdern timp de 12 ani. Apoi prețul, undeva la 108 lire, deci destul de scump, 650 de lei cât ar veni sau 700 de lei. Și vă întrebați de ce ceva de 12 ani cask strength costă chiar atât de mult. Pentru că e 10% din venitul care se obține pe această expresie este donat unei comunități locale, Strathdern, nici nu știu, bănuiesc din zona sătucului Tomaten. Și v-am mai spus, cred că ați învățat lecția, orice este pentru comunitate, caritate, protecția nu știu cărei specii de păsări, de nu știu de ce animal, nu știu, ajutorarea nu știu cui, automat expresiile astea din care se donează o să coste mai mult, că normal distilerian sau corporația nu vrea să piardă. Și dacă face o donație, îți cere ție mai mult, că tu trebuie să dai banii, nu ei, să le iei, nu? Și v-ați învățat, da. Da, suntem la travel retail, începem cu, astea pentru travel, începem cu ăsta ieftin de 8 ani, impresia că se găsește și la noi, e ieftin, undeva la 30 de euro, deci ar veni la noi la 150-160 de lei, preț corect pentru așa ceva, chiar dacă are 40% alcool doar și e filtrat la rece și colorat combinația de bourbon sherry, trebuie să vă gândiți că sticla are un litru. Charles McLean, McLean's Tasting Notes. Mai se duce, mai are câte o colaborare și la Wims și-a dat el cu părerea, se duce și ia bani, omul se duce... are notorietate și îl plătește distileria sau producătorul și el... Chiar când revede Angel Shark, mi-a plăcut filmul. Ai, lasă. Ok, hai să vedem acum cu ăsta de 12 ani. A, uite, tot el. Da, da, păi la toate... Îți dai seama că pentru gama asta, travel, și-a luat niște bani. Da, că numai la gama asta. Da. Și 43% deja, 43% e bine, 43%, bine, expresia asta este mai scumpă, 35 de euro, cam 180 de lei ar veni la noi, dar repet, merită, sunt 12 ani trecuți pe sticlă, deci bourbon și sherry, butoaie amestecate, și un litru și 43%, chiar dacă este filtrată la rece, chiar dacă este colorată, eu zic că își merită toți banii. Mergem mai departe cu expresia de 15 ani, de data asta doar 700 de mililitri, de data asta 46% alcool nefiltrat la rece, cred că și necolorat, nu știu dacă are culoare, ni se spune American Oak Casks, adică exact ce vă spuneam, bănuiesc că butoaie de ex-bourbon cu butoaie de Tennessee, de la Jack Daniels, de la George Dickel, și vor fi și ceva rai, deci vor fi și ceva rai. Din păcate aici au greșit. N-au spus refill, pe Whiskey Base ni se spune refill American Oak Casks. Da? Cred că o fi o combinație de first fill și refill. 15 ani, o vârstă medie, destul de avansată. Nu,
de ce mediu ca vârstă, după părerea mea, până între 12 ani și 18 ani, ești mediu ca vârstă în zilele noastre când vine vorba de whisky. 50-53 de euro, 52 de euro, deci ar veni la noi la 250-260 de lei, eu zic că e un preț bun. Apoi cel de 21 de ani, să vă arăt o poză cu sticla, cu cutie, că nu-i trecut acolo. Vedeți cutia? Ăsta e cel de 21 de ani. Ăsta e un pic mai scump, pentru că deci costă cam 140-150 de euro. Deci ar veni la noi undeva la 700-800 de lei, 700 de lei, cam așa. Pentru ceva de 21 de ani la 46% alcool, deci nu vreun cask strength sau ceva de genul ăsta, dar maturarea, în primul rând e nefiltrat la rece și culoare naturală și maturarea este în first fill bourbon, deci în butoaie micuțe de bourbon de 200 de litri micuțe, da, mai mici. Și 21 de ani cred că este o vârstă spre limită când vine vorba de maturare în butoaie first fill de bourbon, după aceea s-ar putea să devină stejeros. Și încheiem travel-ul cu 40 de ani, cea mai scumpă expresie de la travel, 46% alcool nefiltrat, necolorat, ni se spune oloroso sherry casks, ori fi baturi de oloroso, ori fi, bineînțeles, second fill, first fill, dacă la vârsta asta foarte înaintată ai nevoie și de chestii second fill, nu numai chestii first fill, culoare foarte închisă, prețul undeva la 1100-1200 de euro, un preț, să zicem, nici mare, nici mic pentru un single malt cu asemenea vârstă înaintată. Am intrat și în shop-ul celor de la Tomaten să vorbesc despre, distillery exclusives, exclusivitățile de la distillerie. În general, aceste lucruri le puteți cumpăra numai de pe acest site sau dacă vă duceți personal la distillerie. În general, expresiile astea costă mai mult, pentru că na, ideea de exclusivitate, numai de acolo puteți lua și ideea că vă puteți, vi se poate customiza sticla, în sensul că uitați, de exemplu aici, da, hai să vă dau exemplu, Happy Birthday Tom. Sau da, Dad, sau Grandpa, sau... Da, aici, uite, stai. Congratulations, Steven Amy, da? Vrei să faci un cadou cuiva și, uite, Happy Father's Day pentru tata, cadou, sau uitați aici ce mai e. Best sau mom. Era și normal să fie și mama. The best mom. Sau ce avem aici? Merry Christmas, Uncle John. Da. Deci dacă vrei să faci un cadou cuiva, hei, la mulți ani, neaghiță. Omniprezent unchiul John. Sau vrei să scrii o tâmpenie, cred că poți să faci și o înjurătură, că nu știe nimeni ce nu românește. Ăia sunt obligați să-ți scrie customizarea. Uitați aici, puteți să faceți așa. Puteți să o faceți, nu trebuie să vă duceți personal la distilerie. Scrie 30 de caractere, ce vrei să-ți apară. Maximum 30 de caractere pe etichetă. Și customizarea asta costă, vă dați seama. Hai să trecem și prin expresii ce se găsesc acum, 5 exclusive de la distilerie. Avem o maturare în bourbon. Este un single cask strength, 55,6% alcool. Vă spune cask number 4895, 12 ani, maturat în first fill bourbon. Cred că și first fill și second fill. Dar prețul la distilerie este mai mare, 75 de lire, asta cât vine, 85 de euro la noi, cât ar veni, 4 milioane sau 4 milioane și ceva, sau cât, aproape de 4 milioane sau cât? Da. 4 milioane și ceva, 4 milioane 300, da, e o chestie scumpă pentru ceva. Nu este extraordinar de scumpă, dar când 12 ani cask strength, dar și single cask.
dar e chestia de customizare. Mergem mai departe. Asta chiar mi se pare, este singura care mi se pare cea mai scumpă dintre toate, pentru că este de doar 6 ani. Este o maturare în Virgin Oak și e adevărat, single cask, cask strength, single cask la 61,8%, cask number 110, dar să cer 85 de lire, deci aproape, cât vine asta, aproape 100 de euro pentru ceva de doar 6 ani cask strength, mi se pare exagerat. De exemplu, aia de 12 ani era mai ieftină ca asta, ați înțeles? Nu înțeleg de ce costă asta atât de mult, chiar nu-mi dau seama, pentru că Virgin Oak nu este... poate sunt mai puține sticle, nu se spune care-i treaba, o fi fost un quarter cask sau... Da, trebuie să existe o explicație pentru prețul ăsta destul de mare. Mai departe, tomat în ăsta, iar single cask, Coloroso Sherry, cask cu așa, cask strength 60,9%, tot 12 ani sau 13, că nu se spune când a fost îmbuteliat, 95 de lire, iar un preț destul de piperat pentru ceva de 12 ani cask strength, chiar fie el și single cask, dar e vorba aia, customizarea de la distilerie. Astea tinere mi se par un pic scumpe, adică un pic scumpe, nu cu un pic, destul de scumpe. Pentru ceea ce sunt, adică chiar sunt scumpe. Înțeleg customizarea, înțeleg ambalajul ăsta mai fițos. Dar priviți-le pe astea mai bătrâne, tot exclusivități de la distilerii. De exemplu, avem aici un tomat de 20 de ani exclusiv de la distilerie, care este... de 20 de ani cask strength, nu știu sigur dacă este cask strength, dar este la 53,5% alcool. S-ar putea să fie cask strength, s-ar putea, dar ni se spune, nu este single cask, maturarea a doua este într-un single cask, deci sunt butoaie de bourbon, 11 ani în ex bourbon și 9 ani în Pedro Jimenez, într-un cask de Pedro Jimenez, 9 ani. Ăsta, de exemplu, costă 145 de lire, care înseamnă la noi 800 de lei. Pentru ceva de 20 de ani cask strength și customizat, adică mai bine îți iei ceva de 145 de lire de 20 de ani cask strength decât ceva de 6 ani la 85 de lire cask strength. Da? Adică ăsta are un preț decent, da? Zic eu. Și mergem la ultimul tomat din 1990, 30 de ani, 375 de lire, asta înseamnă 400 de euro, dar gândiți-vă, 30 de ani cask strength, 57,5% după 30 de ani, mi se spune că în butoi de bourbon, un cask de bourbon bănuiesc second fill pentru că nu lași 30 de ani într-un first fill ex bourbon, că îți devine prea stejeros și prea uscat, dar prețul și customizat și single cask și cask strength și la 30 de ani, adică nu mi se pare... Comparativ cu alte distilerii care cer mult mai mulți bani pe caracteristici asemănătoare, zic că prețul este în limită, nici mic, nici mare. Și acum o să trecem la chestiile lor de decantoare. Sunt aici trei expresii, o să vorbesc despre fiecare. După cum vedeți, avem prețuri barosane, toate sunt sold out sau vândut de la distilerie, dar am zis că dacă tot sunt datele și pozele, de ce să nu intru? Le mai găsiți poate la magazine prin Europa sau la persoane fizice. Ok, hai să începem cu Tomaten Warehouse 6 Collection. Asta este o gamă, așa se numește, Warehouse 6, pentru că toate single malturile sunt maturate în depozitul warehouse. V-am spus numărul 6, probabil. Da, l-am spus la Tomaten Legacy că Tomatenul distileria are 14 depozite. Vă spun acum, are în acele 14 depozite 177.000 de butoaie. Wow! Și acel warehouse... Butoiurile.
Da, mă. Sunt 14 warehouse-uri, două sunt Danish, adică clasice, ca pe vremuri, ca acum 200 de ani, 100 de ani, 300 de ani. Ca la țară, cu pământ pe jos. Cu pământ pe jos, ținute pe trei rânduri, cu umezeală înăuntru, deci climat perfect pentru maturare, zic scoțienii. Iar managerul general al distileriei, Graham Yunson, când a scos gama asta, s-a scos pentru el, pentru că el a împlinit 42 de ani de când conduce distileria Tomaten. Și împlinind toate expresiile astea din gama warehouse, toate au 42 de ani. Ăsta este distilat în 77 și îmbuteliat în 2019, deci are 42 de ani ca anii de conducere a lui Graham ăsta, Graham Yunson, da? Și el a ales pentru această gamă, că el a ales warehouse-ul cu numărul 6, că el consideră că depozitul ăsta este cel mai bun depozit al lor, unde se maturează cel mai bine. Ce avem noi aici? Avem ceva la 49% alcool, nu este cask strength, am impresia, nu este cask strength, și care este maturat în Sauternes Hogshead. Deci, același algoritm. Se dezmembrează butoiul de Sauternes, se trimit doagele în Scoția, se face Hogshead-ul din doage de Sauternes și bănuiesc că aici a stat alt single malt înainte ca să-i mai ia din tanini. Tanine, așa se spune, nu? Da. Să-i mai ia din tanin, din stejărime și apoi urmează tomatenul nostru timp de 42 de ani. Că vă dați seama, nu poți să ții totuși 42 de ani în ceva de 250 de litri de vin, prea, prea stejoros. Doar 390 de sticle, vă dați seama că s-a băgat apă în el și a fost lăsat la 49%. Cât costă? 3.000 de... Cât costă acum? Cred că costă mai mult. 3.000 de lire, 3.500 de euro. Da, uitați-te, ambalaj, fițe... Mamă, ce valiză are! Ia uite-te tu aici, chestii... Seif, securizat... Da, ați înțeles cum stă treaba. Mergem mai departe pentru oameni aparte. Mergem mai departe cu tot din aceeași gamă. Distilat în 1978, îmbuteliat în 2020, de data asta la 47% alcool, deci nu este cask strength și nu este nici single cask. Sunt două butoaie amestecate, 49.500, 41 și 49.542. First Fill Spanish Oloroso Sherry. Nu ni se spune că ar fi baturi, nu cred că poți să ții în butoaie mai micuțe 42 de ani. Nu mai poți să-l bei. 42 de ani și cred că este un în butoaie, vreau să spun, nefolosite de două ori înainte, pentru că aici scrie First Fill, semn că a fost folosit doar, a fost butoie folosit doar de sherry. Înțelegi tu? Și First Fill, după aceea vine tomatenul nostru timp de 42 de ani. Dar eu cred că este o amestecare de un butoi este First Fill și un butoi este Second Fill. Nu ni se spune că ar fi baturi. Că în baturi poți să ții 42 de ani pentru că sunt mari și maturarea este lentă. Înțelegi tu? Dar în chestii mai mici, baturi adică de 500 de litri, în chestii mai mici, de sherry, calitraj, nu cred. Și cred că este un first fill cu un second fill. 3.000 de lire, 3.500 de euro, să fiți sănătoși. Da, uitați-vă ce ambalaje pentru oameni aparte din aia. V-am mai spus eu de care. mă abțin de la comentarii. Că l-a lăput bășinile orhidee? Da, 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 ceva genul ăsta. Știi? Și aici avem cel mai bătrân și cel mai scump tomaten de la distilerie, tomaten de 50 de ani. Măi, da, place sticluța. E așa simplu, fără... Da, gândiți-vă. A, stai mă, că are dita mai carcasa, nu ai văzut încă. Ia uite-te ce e aici. Ia uite-te, stai. Ia uite-te. Tu, cu seif, cu de la, ia uite-te, pac, ce naibii ăsta.
Două cheițe, da, și trage așa. Uite-te, uite-te. Este cel mai scump și cel mai bătrân de la distilerie. 10.000 de lire, asta înseamnă 12.000 de euro, 50 de ani. Cheas cu numărul 35.817. Fost distilat în 1967, vă vine să credeți, distilat în 1967, îmbuteliat în 2018. 45,3% alcool după 50 de ani, este cash strength, dar se evaporă whisky-ul în timp, v-ați dat seama. Ni se spune first fill oloroso bat. Bănuiesc că într-un bat de 500 de litri poate sta 50 de ani un whisky după ce a fost numai sherry înainte. Dar cum v-am spus și la începutul emisiunii, ați văzut când v-am spus care este combinația pentru tomaten de 14 ani, port cask, adică casks cu butoaie de ex-bourbon amestecate cu butoaie de port, o Tony Port, v-am spus că butoaiele Tony Port au fost folosite timp de 50 de ani de vinul Porto. Deci odată ce butoiul este foarte, foarte folosit, din taninuri și din stejărime se mai duce, înțelegeți voi? Deci un bat și la 500 de litri poate să nu facă whisky prea extraordinar de stejăros, chiar dacă stă 50 de ani, pentru că are totuși o mărime mare, un litraj mare și dacă a fost folosit bine de tot înainte de sherry-uri sau de porturi sau de alte vinuri, s-a mai dus din lemnozitate, din butoi, înțelegeți? Ce vreau să spun, doar 70 de sticle în lume, vă dați seama, face și voi socoteala, 70 de sticle ori 700 de mililitri, asta înseamnă cât 49 de litri? Sau cât înseamnă? Da. Păi nu. Da, 49 de litri. Da, 49 de litri. 49 de litri. Vă dați seama, dintr-un bat de 500 de litri, după 50 de ani, au rămas de 10 ori mai puțin whisky. Deci după 50 mai de ani... Mai puțină 10 ori. Da, 49 de litri. 49 de litri... Sau ori fi fost 50 de litri și au oprit și oamenii vrac ceva acolo, nu au îmbuteliat poate. Ori fost 50 de litri. Deci vă dați seama, de 10 ori mai puțin după 50 de ani, Angel Sherum. Ce să spun, uitați și voi pozele cum arată, 12.000 de euro, cât o garsonieră într-un, nu în București, că în București nu te atingi, dar zic, cât o garsonieră într-un... oraș de, da, nu, un oraș de provincie, da, că tot am mâncat muștarul tecuci, în tecuci, 12.000 de euro, 12-13.000 de euro o garsonieră. Păi da, na, bine, vorba vine, cine cumpără așa ceva, nu se atinge, stă... Mai nu spune că tu nu te-ai atinge de el, nu cred da, că te-aș vedea nu, eu pe tine dacă ai cumpăra o sticlă de asta. De unde să cumpărăm? În visele da, mele? În sau... visele tale, da, dar nici dacă aș fi milionar, nu cred că, nu da. Știu. Ba, cred că da, dar nu, băi, nu băi, n-ai ține-o, băi, ăia lasă și copiilor lor și apoi copiilor lasă următorilor copii, da, okay, și ce sau nu, le vând altui prost miliardar care o sparge într-o zi cu amicii sau singur, care are prea mulți bani, care cheltuiește milioane într-o zi, sau că sunt unii care chiar cheltuiesc sute de mii de chiar milioane zilnic. Cu întreținerea castelelor și cu tot, înțelegi tu? Cam atâta am avut de spus. Ne vedem la degustare. Publicitate. Da, da. Și am revenit după publicitate. Am uitat să spun ceva. Nu că aș avea ceva împotriva acestui preț de 12.000 de euro. E un preț foarte mare, dar gândiți-vă, ambalajul ăsta costă, decantorul, toate... Coșciugulă, toate copășeulă. Toate
cărțile astea, toate tâmpenile astea. Dar gândiți-vă, 12.000 de euro nu e o sumă exagerat de mare pentru un single malt de 50 de ani. Sunt alte distilerii cu fițe pentru colecționari din Scoția care vă vând single malturi de 50 de ani la 50.000, la 60.000 de euro, la 70.000 de euro. Nu mai vorbesc de single malturile japoneze cu vârstă de genul ăsta. Dar tu ai observat ceva într-o poză, îți dă și paporniță de piele. Da. Ajung anumite single malturi de la anumite distilerii care sunt defuncte din Japonia, care nu, așa, la chiar sute de mii de euro, sau distilerii. Ăsta e un preț cât de cât decent pentru ceva de 50 de ani, pentru că Tomaten nu a fost o distilerie foarte cunoscută până acum câțiva ani, până acum 10-15 ani. Adică nu a fost, a fost cunoscută, se știa că de blenderilor, dar a fost distilerie cald de lucru. Nu a fost, să zicem, pentru colecționari. Înțelegeți voi că sunt altele care vă sparg la... vă distrug. Am văzut mai de curând la acea licitație cu Beaumont ăla de 51 de ani sau nu mai știu câți ani, 350.000 sau 320.000 de lire. Asta înseamnă 350-360.000 de euro. Bine, aia era sticla dublă, cum s-ar spune. Aia mare. Da, dar împărțim la 2, vine cât? 150, da? Bă, era frumos. Era, deci, de tot 150, tot de 10 ori mai scump decât tomată, nu? Bă, dar era frumoasă. Amă, lasă-mă să ajung să dai 350.000 de euro pe un 1,4 litri de whisky și cu sticlă de cristale și de... Ai, mă, unde suntem? Băi, nu, a luat-o lumea rază. Bine, asta e lumea bogătașă. Hai să trecem la... Pronesta fidel. Majun. Stafile zaharisite. Vezi, e o diferență între ăla de la Cristian și ăsta. Ăla de la Cristian mi-arăta sticla, era oxidată, un pic oxidată, era la jumătate și era desfăcută de ceva timp și era mult mai dulce în miros, foarte desertos. Asta e mai dur un pic. Nu, ăsta e mai dur un pic pentru că Claudiu deja a desfăcut, noi am desfăcut sticla de vreo două, sticla, miniatura de vreo... O jumătate de oră. Da, așa, știi, și... Aici, în schimb, simt tabac în plus, acolo n-am simțit tabac. Da, are ușoară notă. Coacă zen. Ciocolată dulce. Lăptoasă. O tentă de esență de rom. Da, puțin. Se simte undeva, mai în spate. Dar în spate de tot, așa, doar dacă cercetezi cu atenție. Baclavale. Sunt curios la gust. Ușor îmi ies de nucă proaspăt, tanin, așa, un pic. Miros. Știi, biroul meu. Biroul. Da, când cerculețele. Da, am numai cerculețe de Glencairn, așa, pentru că... Da, bine, că vă zic, dar un pic și se duc. Nu, nu prea se duc, e plin de astea. Pentru că alcoolul, nu știu cum, da, se scurge și... Da, diluează un pic lacul de pe mână. Da, da, așa e, sunt eu țăran, nu sunt învățat să îmi pun de la sub, cum se numește? Mai da, un... da, cartonaș. Da, și mirosul de alcool care intră în lacul lemnului și îl corodează. Nu simți chestia asta? Ba da. Am simțit-o și în cel de data, cel pe care voi nu l-ați văzut, episodul de la Cristian. Da, cu problemele tehnice, da. E aici, ăsta fiind proaspăt desfăcută sticla, de clar, se observă mai repede. Se observă mai bine. Asta. Face piciorul ușa? Da, e bine. Face.
Nu pot să spun că e mai bun mirosul, nu pot să spun că e mai prost, e doar diferit. Da. Cel de la Cristian, oxidat de ceva timp, era mai dulce. De asta spun, whisky-ul vi se schimbă în sticlă. Una este... Păi spunea că și la parfumul e același lucru. Chiar dacă sunt nedesfăcute. Și vi se schimbă, nu există vi se schimbă în rău sau în bine. Vi se schimbă în ce vă place vouă, da, cum simțiți-vă. Da, schimbul. Bine, când îl lași atâta pe fund și stai un an, normal că se oxidează. Păi, dar vă dăm și la parfumuri. Unele miros mai bine acum decât când le-am luat. Cel de la Cristian Milescu era mult mai dulce în miros. Și am zis, bă, ce desertos. Ăsta e desertos, dar are o zvâgnire. Înțelegi tu? O zvâgnire... mai incisivă, mai de mai de arahidă, mai de da. Înțelegi tu? Hai să trecem la gust. Cremos, dulce, lemn zaharisit. Și exact aceeași chestie pe care am întâlnit-o de la Cristian, era soft. Da, cred că se dusese puțin din alcool. Pe când Claudiu, desfăcând stica, se simte agresiv un pic. Da. Ai impresia că e ceva neașezat. Uh-huh. Deși are cât? 14 ani? 14 ani. E intens, musli cu miere. Stafide, așa un pic dulcean. Fagure de miere, exact aceleași lucruri ca și în ăla de la Cristian, pentru că sunt aceleași expresii, nu, am zis să nu faceți confuzia cu port finish-ul dinainte. Dar una este o sticlă desfăcută imediat și nelăsată decât 30 de minute, 40 de minute, deși are 14 ani. Alta este o desfaci de nu știu câte luni și... Da. Era mult mai desertos al cel de la Cristian. Ăsta este mai intens. Îmi place, dar pare mai tânăr decât ăla de la Cristian. Are ceva care nu e așezat complet. Are niște note care încă sunt agresive. Ăla de la Cristian mi se părea prea apus. Și aici simt o nuanță ușor amară. Ăla era o dulceață pură. Da. Aici simt o dulceață, o chestie fagure... Dar fagure ușor combinat cu seva stejarului. Înțelegi tu? Hai să vedem finish-ul. Mediu spre lung. Ceară din nou și în ăla se simțea ceară la finish. Rămân așa niște note un pic verzi. În ăla nu simțeam notele acelea verzi. Zici că e o tentă de virgin oak. Da, dar nu e. Nu e, dar asta e ciudățenia, că zici că e. Mm-hmm. Și a fost bun experimentul ăsta, care s-a întâmplat, știi vorba aia, tot rău spre bine. Tu ai un curie un pas înainte. Da, pentru că am expus pe canal ce înseamnă... Bine, n-am expus celălalt clip. Că exista un decalaj de sunet, de ziceați că sunt în filme asiatice din alea, în care ăla spune și ăla spune don't go there cu actorul ăla, ăla care dublează. Și eu nu pot să expun așa ceva. Dar, iar o nouă lecție. Și am mai primit lecții de genul ăsta. Niciodată whisky-ul nu va fi la fel la început, Și după ce se golește din sticlă. Eu acum ce notă să-i dau? Eu îi dau 88. Ăstuia de acum. Sticla de-abia desfăcută de Claudiu. E! De la domnul Cristian cu sticla desfăcută. Cristian Milescu cu sticla desfăcută de nu știu câte luni și pe jumătate. În review-ul anterior, pe care voi nu l-ați văzut, la 89. Pentru că era mai așezat. Da.
zaharit, nu abraziv, asta e ușor abraziv. Îmi place, dar îmi pare mai tânăr. Ăsta îmi părea mai apus, dar îmi părea mult... Că are și vreo 16 ani, cam pe la 16. Nu, părea tot de 14, dar părea dulceag. Asta a fost o nouă demonstrație, nu o lecție dată vouă, că știu că românilor nu le place să primească lecție, le știu pe toate. A fost o nouă demonstrație și pentru mine. Și așa vă măriți experiența. Învățați din chestii de genul ăsta. Da? Preț. 240-250 de lei. Absolut de luat, 230 de lei. 14 ani, 46% nefiltrat, culoare naturală. Butoaiele dominante, tone import. Ați înțeles? Și nu mă luați cu chestia că e batch-ul diferit și anul diferit. Că am mai auzit chestiile astea. Aici e pur și simplu de oxidare. Și de timp și de lăsare, de așezare.